Ziceam despre Roma că e plină de ruine și de motani. Erau impresiile de la primele vizite. Dar acum găsesc pisici și la Setúbal. Prima dată când am timp să umblu pe jos. Și fix pe malul oceanului. Asta e copacul de eucalipt care miroase puternic. Ah! Ruine de case vechi. Probabil nu sunt foarte vechi, că în zona asta am văzut case din anii 40-50, secolul trecut, făcute cam după război. Dincolo sunt blocuri relativ recente, noi. Oamenii ăștia parcă sunt turiști. Au ieșit să uite la soare și să vadă activitatea portului. Acolo vedem o icoană modernă pe geamuri. Un muncitor necalificat cară pietre. Cam asta e situația. Orașul se înnoiește. Case vechi, mai noi și blocuri moderne. Acum grafitiul a ajuns artă oficială adoptată. Toate gardurile sunt desenate. Frumos. Scară de lemn și macara de oțel. Parcă bate vântul, dar chestiile astea nu prea se mișcă. Iată numai una reacționează. Pare că asta e o grădină specială. S-ar părea că dealul e mare, dar vedem că sunt făcute aleile astfel ca să poți îmbla cu căruciorul. Bine că s-au gândit și la cei cu nevoi speciale. Și pe aici persoana în cărucior poate vedea orașul de sus. Poate culege mure coapte sau ce-o fi astea. Și panourile explică cum se poate obține energie regenerabilă. Aici e despre energie solară. Pe deal e despre eoliană. Am găsit și aici fântână cu apă potabilă care curge mereu. Asta nu-i chiar rațional. Că apa potabilă e puțină și scumpă. Se pare că aparatul e defect, că apa n-ar trebui să curgă pe trotuare. În mod normal și rațional. Nu prea vine lumea pe aici. Poate pentru că e zi de lucru. Și aici e mostră de folosire a energiei apei. Dar nu prea funcționează. Da, bine. Măcar ne se arată principiul de funcționare. Deocamdată alături de grădina asta tronează niște hojaguri de consum al energiei fosile. Poate că nu mai sunt funcționale. Mereu am fost tentat de astfel de
străduțe. Numai că nu prea ai ce să vezi aici, prin spatele blocurilor, decât o scară abandonată, o altă străduță paralelă cu încă doi motani ai străzii. Niște pești uriași desenați pe garduri și case vechi sau nu foarte vechi. Bună ziua, pisoiaș! Pădăchiosule! Grație la căsuța abandonată. Și încă niște pești mai mărunți, tot pe garduri. Și motani, dacă nu erau destui vii, am mai și desenat vreo câțiva. Scoici și căluți de mare. A? Vedere spre port. Corabia verde. Aici tufa ar fi fost de mult penită sau furată integral. Dar aici nici nu știu dacă trăiește cineva. Dincolo pare că e reparat recent. Și căței sunt mulți, dar toți cu gardă, cu hăinuțe. Nu par abandonați. În schimb, sunt multe case părăsite. Și nu foarte multe biserici. Poftim și un bisericoi. Puține, dar mari. Cam toate casele de aici par părăsite. Ruina asta și se vinde. Încă un motan parcat pe mașină. Parcat. Străduță lăturalnică cu urmele unei case și cu grafite exotic. Flamingo, cangur, pescăruș și ceva cu ciment. Pare orașul vechi. Motan frumos, dar cu un ochi scos. Rufele au uscat și pe terasele deasupra portului. Copac de portocale într-o curte interioară cu antenă parabolică și terasă. Muzeu do Trabalho. Trabalho parcă e muzeul muncii, dacă înțeleg eu bine. Strada pietonală. Ceva cu mucenici aici. Aia nu-i chiar pietonală. Fundătură. Casă vopsită mai vechi, una mai nouă. Și cu drapelul Braziliei. Indicatoare turistice numai în limba lor. Șantierul pare izolat corect ca să nu producă praf. Dar baietanul și-ala lucrează cam inadecvat, cam periculos. Va fi moldovean sau român? Că-i zonă îngustă, pietonală, dar îmblă mașinile în draci. Și
foarte rar văd bicicliști. Galerie de artă pentru cei îndrășiți. Poftim și covorul roșu dacă ești mai pretențios. Aici parcă e un fel de biserică, dar parcă e crucea roșie. Cântă și muzică clasică de undeva. Nu știu ce piață fie aici. Ha, iată, cântăreța ambulanță. Sculpturică nud. Castane prăjite pe stradă. Aici pare zona mai vizitată de turiști. Poftim și atracții pentru turiști. Ceasuri scumpe dacă aveți bani de dat pe fleacuri. Sau măcar să căscați gura. Și cam aici termină și zona turistică. Credeam eu, și-am dat de o biserică medievală, adică vechișoară. Nu scrie ce fel de biserică, dar nici nu prea tare mă interesează. Mai interesantă e sculptura asta. Androgene, dar de fapt e nud de femeie. Stă cu spatele la bulevardul principal, la bradul principal al orașului Setúbal. Asta o fi fost vreo cântăreață de operă. Mașini de poliție și nici un polițist. Unul iese de la poliție cu telefonul la urechi. Cam ca la noi. Bicicliști pe carosabil. Dar văd că banda întâi cumva e partajată. Din coace un șantier mai vizibil, mai central, și muncitorii lucrează cu căști. Ohoho! Asta sigur nu e construcție modernă. E ca unde își băgau portughezii banii în epoca medievală? Cam cum fac românii acum, în catedrale. Asta e ultima zi de toamnă, dar aici văd înflorite magnoliile sau nu știu ce copac o fi ăsta. Am întârziat ori s-o grăbit. Văd că mai sunt plante înflorite la data asta. Nu e ca la noi, domne. Sper că v-a fost interesant să călătoriți cu mine pe jos prin Setúbal. Revoltă-te, zic ăștia în portugheză. Știu că v-ați obișnuit să vă dau filme cu aventuri, cu poliția, cu certuri, dar aici ce să te cerți cu oamenii ăștia? S-ar părea că vorbesc cu accent moldovenesc, dar nu înțelegi nimic ce spun. Așa că ce să mă apuc de certat cu ei, că nu poartă cască, nu dau bon de casă, că o parcat ilegal sau periculos, sau cu polițiștii ceva. Eu nu înțeleg, ei nu mă înțeleg. Lăsăm pe altă dată. Like and share.